Prin ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală au fost modificate anexele 1.3 privind declararea livrărilor sau prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoane înregistrate în scopuri de TVA, în sensul preluării în declarația numărului de facturi emise primite de către fiecare operator economic înregistrat în scopuri de TVA. Astfel, a fost actualizat programul de asistență pentru completarea formularului. În declarație se înscriu toate facturile care au fost emise sau primite, inclusiv cele care au înscrisă mențiunea taxare inversă sau TVA la încasare. În declarație nu se înscriu facturile emise prin autofacturare și bonurile fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate conform prevederii articolului 155. Prevederea referitoare la bonurile fiscale se va aplica numai până la data de 31 decembrie 2014.